Salută și bine ați venit la un nou episod din Terariu. Zilele trecute am filmat extraordinar de entuziasmat femeia de Cooper Snake pentru că a făcut ceva ouă, însă s-a dovedit că a fost un deșert total. A făcut 5 ouă, are un fel de blocaj pentru că ouăle n-au mai ieșit toate. Va urma să forțez ouăle să iasă și din alea 5 ouă s-au dus toate în 2 zile. Așa că sunt complet dezamăgit. Parcă mai bine nu mai făceam nimic. Și sper să fie ok ca la anul să facă ceva. Însă, până atunci, au venit ceva ouă de la Courtney. Oare și cum încă am pierdut în speranța, pentru că a trecut destul de mult timp. Asta e femeia de la Vander. Foarte micuță. Ea ca și animal. Și acum este super slabă, a reușit să scoată 10 ouă, dintre care unul este extraordinar de mic. Cel mai mare ou este mai mic decât un ou normal. Deci, arată destul de dubios. Însă, are embrion, ceea ce dă ceva speranță. Și următoarea este femeia de Snow Tessera, care și-a făcut ouă. Nu se mai vede absolut nimic pe ea, deci asta înseamnă că a scos totul. Deci, vedem ce avem aici. Uite, sunt. Sunt 15 ouă, dar din câte văd, 4 ar fi slaburi. Însă ceea ce voi face acum este să sting lumina aici și să le verific cu lanterna de la telefon pentru a mă asigura că au embrion. Aici le voi pune în cutia în care am și dinozaurul de cistă de ouă de la femeia de la Vander, pentru că diferența între ouă este mai mică de 24 de ore, asta înseamnă că vor ieși cam toți în același timp. Și oricum este destul de ușor de deosebit care e de la care e, pentru că femeia de la Vander a fost împerecheată cu mascul de la Vander, deci vor rezulta 100% pui la Vander, cu opțiunea, cu posibilitatea de fapt de a fi și albino și teral, pentru că astea sunt seturile pe care le-au, pe când în partea asta vor ieși numai normal, Tessera, Aneri Tessera și Aneri. Deci, ei, mă bucur foarte tare că are și ceva și sper să meargă totul bine, să văd cât măcar un Aneri Tessera, pentru că vreau și eu să o păstrez. 11 ouă bune și 4 slaguri. E perfect, asta înseamnă că am 11 șanse de Tessera. Și eu ziceam că totuși ouăle de la femeia de la Vander sunt mici. Însă, nu sunt chiar așa mici comparativ cu cele de la femeia Snow, care sunt ca și niște ouă normale. Chiar aș putea spune că astea două sunt destul de măricele. Acum, sper să meargă totul bine și să vedem puișori. Din păcate, săptămâna asta a fost destul de aproape de a fi perfectă, însă mai devreme am găsit femeia de Sonoran Cooper Snake moartă. Toate ouăle au picat.
Așa că va trebui să reiau tot procesul ăsta care durează câțiva ani. Poate în toamnă, dacă se mai ține un târg. Dacă nu, la anul o să-mi achiziționez o femelă nouă, micuță, și să o cresc câțiva ani până să o fac mare. Asta deja avea 9 ani, din câte mi-am dat în 2011 de la Budapesta. Da. Asta e viața, se mai întâmplă și chestii nasoare, dar totuși avem parte și de chestii bune, și anume ouă. Trebuie să fac curat aici, pentru că e super dezastru la colubrizii ăștia. Dar a făcut și femela de Kingsnake ceva ouă. Nu știu exact câte, și să sperăm că le-a făcut pe toate. Nu le-a făcut pe toate. Nici ea nu le-a făcut pe toate. Mai are câteva ouă în ea. Asta nu e bine deloc. Ouăle sunt foarte mari. Comparativ cu mărimea ei. Și cred că e în același punct în care era și acum aproape 48 de ore. Când am verificat, am zis să las aici, voi reveni după. Să scot pe asta, o să o verific dimineață, dacă este în aceeași situație, va trebui să o forțez și pe ea. Nu pot să cred, a treia femelă anul ăsta care are blocaj de ou. Genie. Zilele trecute am primit un pachet de 9 boa. De fapt am fost să-l iau de la cineva. Au mâncat o dată, 8 din 9, însă e vremea să vedem care cum mănâncă, așa că avem 97 de hrăniți în seara asta și sper să mănânce toți.
șoarecul ăsta nu vrea. O să-i las șoarecul aici că se... este noapte și vedem dimineața dacă l-a luat sau nu. Fraierul ăsta nu a mâncat, așa că zilele următoare va primi viu. Da, din păcate se pare că nici asta n-a spus ce trebuia, așa că va trebui să intervin. Vestea bună e că am reușit să scot cele 5 ouă din ea. Vestea proastă e că nu știu dacă faptul că am forțat-o va fi tot mai ok pentru ea, însă era clar că nu poate să scoată aceste ouă. Ouăle aia par ok. Se vede și embrion, dar nu cred că vor fi bune de incubat. Dar mai multe vă voi spune data viitoare despre stadiul ei, așa că până atunci nu uitați, promovați Terraristica. Vă salut!